PNL a depus plângere penală împotriva lui Teodor Meleșcanu. Liberalii îl acuză pe ministrul de externe că i-a împiedicat pe mii de români din diaspora să-și exercite dreptul constituțional de vot. Denunțul a fost depus astăzi la parchetul general, iar reprezentanții PNL au declarat că Teodor Meleșcanu trebuie să răspundă penal alături de cei care s-au ocupat de organizarea alegerilor în diaspora. Liberalii au afirmat că imaginea României a fost serios afectată de modul în care alegerile europarlamentare au fost organizate în afara țării. Mii de români din diaspora au așteptat mai bine de 8 ore la coadă, dar nu au reușit să-și exercite dreptul de vot garantat de Constituția României.